În prima etapă din acest an a Ligii Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSMD va a suferit al 10-lea eșec din tot atâtea jocuri, fiind pe ultimul loc în clasament. Așteptat cu optimism, meciul cu HC Zalău a fost pierdut de Devence pe teren propriu la 11 goluri diferență, scor 15-26, după ce la pauză trupa din Sălaș conducea cu 10-4. După meci, reprezentanții celor de la CSMDVA nu au dorit să facă o declarație, cu reprezentanții mass media dialogând doar cei de la Zalău. Pentru victoria asta, să știți că am muncit foarte mult și la munte și în sălile de forță și în sala de handbal. Acum ne bucurăm foarte mult că am câștigat cele 3 puncte care contează foarte mult. Ne pregătim pentru meciurile care urmează, pentru că sunt foarte grele următoarele, și sperăm să terminăm turul pe un loc onorant. Echipa din Zalău este pe locul 5 și se gândește la cupele europene, iar etapa viitoare va juca acasă cu Gloria Buzău, a 7-a în clasament și câștigătoarea ultimei ediții a Cupei României. Din păcate, pentru CSMDVA se prefigurează o nouă înfrângere, urmând o deplasare dificilă la a 8-a clasată, Minaur Baia Mare, partida urmând a se disputa miercuri, 12 ianuarie, de la ora 17. Chiar dacă în campionat nu merg foarte bine, Mărencele au un parcurs foarte bun în cupele europene, iar meciul cu Deva va fi cel mai probabil un util antrenament cu public pentru formația din Maramureș. Primele puncte pentru CSM Deva în acest campionat ar putea veni în weekend, când în urbea de la Poalele Cetății va veni Știința București, cealaltă echipă din Liga Florilor, care nu a acumulat niciun punct în actuala ediție de campionat.